Să rămână bine venit. Dacă ar fi mers muzica și data trecută ai fi fost pe primul loc la căutări de... S-a rezolvat. De diete, ai văzut? Că ești pe... Ei, nu stau rău. Dar ai văzut cine e imediat după tine? Bă, da. Da, am văzut, dar eu sunt... Mara bănică. Da, stai un pic la dietele din România. Da, da. S-au făcut de cineva, de o persoană din România, sunt pe primul loc. Da, nu mă... Așa e, pe n-ai cum. Cine să-ți ia? Cine... Dieta indiană, tu vrei să mă bat eu? Adevăr, aia care sunt, aia care sunt un miliard? Adică, n-ai cum să te luzi. Sau cu vreo chinezească, cu vreo dietă chinezească. Oamenii ăștia știu despre ce vorbim, nu? Știu, dar păi am făcut aici subiectul cu Mara. Mulțumesc. Că erai tu în top, nu mi s-a părut o știre. Că ai intrat ea imediat pe locul 4. A trebuit să o chimăm, adică am de surprins am fost. Dar te-am pomenit și atunci. Uite top. Mulțumesc mult. Asta este dieta indiană, Carmen Brumă, și dieta Mara Bănică. Și vorbeam și atunci cu ea, mă, la ea, bine, la tine bă, știu oamenii că ai un trup fără greșeală de 25 de ani. La ea s-a văzut vizibil schimbarea în bine și probabil că din acest motiv oamenii s-au repezit să caute. Da, am observat, știi că, la urma urmei, să știi că regulile astea de slăbit sunt simple. Universal valabile cumva. Oricine e interesat și care are disponibilitate să caute și să aloce timp acestui subiect, găsește ce trebuie. Găsește, adică nu e o mare filozofie, dar sincer. Dar bine, te duci la unul care... Da, dar oamenii, din experiența mea de până acum, au nevoie au nevoie de cineva care să-i mâne în luptă. Au nevoie de un context. Au nevoie să le spună cineva, dom'le, de o motivație. Ce mănânc? Mâine, poimine, răspoimine. Au nevoie de disciplină și de organizare. Și de o motivație. Iar Mara era o motivație în sine când vedeau că s-a schimbat. Da. Și au reacționat foarte bine la exemple, pentru că și eu am avut în viața asta 87 de kilograme, să nu uit. Bravo, păi asta zic. Că și tu, la vremea ta, ai fost o motivație și ai rămas. E ușor să ajungi. E o luptă continuă, practic, să știi. Da, exact, asta vreau să spun. E ușor să ajungi pe primul loc. Poate e foarte greu de rămas acolo, da. Zic cu Milano, nu ți-a plăcut prima oară? Oh. Măi, nu pot să spun că nu mi-a plăcut Milano. Prima dată, recunosc că nu mi-a plăcut, dar am fost foarte puțin. Am apucat să vedem domul, care, într-adevăr, este impresionant. N-ai ce să spui. Este, atracția principală. Dar altceva, recunosc că nu m-a dat pe spate. Dar am fost dispusă să-i acord o a doua șansă. Și la insistențele lui Mircea, pentru că el a avut ideea, deci nu eu l-am târât. Mi se spulbere toată construcția. Exact. Dar ce are sărac? Și n-am intrat în niciun magazin, practic. Cum a putut să facă asta? Asta e modelul. Așa, cu bătaie. Cu bătaie la vremea aici. Rețeta Carmen Brumă. Dacă vreau să aflu rețeta Mircea Badea. Da, bravo, da. Cum a reușit el să facă asta? După vreo 15, nu mai mult de 15 ani. De relație, cam atât durează să ajungi la performanța asta. Să ajungi la această, la această practic atingere a concentrării, mentalistului. Și a doua oară ți-a plăcut, nu? Da, a doua oară mi-a plăcut pentru că am fost cu un prieten de-al nostru care știe foarte bine, care a locuit o lungă perioadă la Milano, care a avut ce afaceri acolo și care știe locurile. Între timp au apărut și blocurile alea cu verdeață multă. Da. Și am fost și în împrejurimile orașului Milano, care sunt spectaculoase. Am fost în zona aceea la Comagiore, unde sunt trei insulițe frumușele foc, unde merită să te duci. Am avut noroc și de vreme bună, ne-am plimbat și să zicem că e reabilitat orașul Milano. În ochii tăi. Dar ai mai reușit și nici nu m-am îngrășat, adică am mâncat bun și... Bun știu. Acolo la Milano e mai greu să mănânci prost, știi? Adică e mai greu de nimerit să mănânci. Poți să iei niște țepe, dar e important să te duci, după părerea mea, la restaurantele lor italienești. Corect. Dacă vrei să mănânci, bine, nu la... Care nu arată, neapărat spectaculos, dar sunt tradiționale și cu o mâncare... Mi-am dat aminte de Maruțela, doamne, e o pizzerie Maruțela, n-ai văzut în viață. Da, am mâncat și o pizza calzone. Da, bravo. Senzațională. De obicei nu ți-i țepe. Da, așa este. În Italia. Dar tu ai mai reușit o performanță, nu știu dacă realizezi. Deci ai fost... În weekendul în care au debutat reducerile, n-ai intrat în magazine. Da, n-am intrat, crede-mă, nu puteam. Pentru că dacă intrai, nu mai ieșeai. Te călcau. Practic erai, te călcai un picioare, erai prizonier. Erau cutierii. N-am văzut atâta lumea în viața mea. Nu mi-am imaginat că pot fi cozi în... Primele zile, practic primele zile de practic, reducere. Practic, prima zi, nu se e un magazin acolo lângă dom. În Renascentul. Exact. Nu puteai să intri, deci erau scările care are 7 etaje, sora, adică nu scările rulante erau blocate.
am făcut, să zicem, greșeala să ne ducem pe terasă, să ne uităm, da, să vedem domnul și să bem ceva și practic n-am mai putut să coborâm. Da, măcar se mănâncă bine la restaurantul, adică e o terasă, e o terasă cu un view foarte, foarte frumos și exact cumva la înălțimea domnului, vezi toate lucrăturile. Da, da. Stilul ăla da, de, gotic. Exact. De, da, foarte frumos și mâncare bună. Bine, de asta nu mă, la asta mă așteptam. Aici păi ce și ce ați făcut? Dacă în magazin n-ați fost, ați stat pe la restaurante, nu? Da, am fost 4 zile. Am fost așa să ne relaxăm un pic, să ne odihnim, așa că nu aveai timp să te plictisești. Corect. Așa că dacă te ieșeai în fiecare seară, vizitai în fiecare zi câte ceva, n-am să facem turism de performanță, să plec dimineața și să mă întorc seara și să o țin din obiectiv în obiectiv. Nu prea mai suntem la vârsta asta. Am avut exact. Am avut câte puțin din toate, m-am dus și la sală. Nu e stil pe poza asta. Nu, dă-o înapoi pe aia, că aia e Dumnezeu. Deci fața lui Mircea spune. A fața lui Mircea? Credem, da. Hai că nici asta nu e... Stai că nu mai ajungem la ea. Mă rog. Greu mi-a fost să am o poză difuzabilă așa. Da, era una în care săracul se vedea... Asta... Nu asta, mă, nu înainte. Asta. Aia, cred că din galeriile... Nu asta, măi, nene, ai l-altă, dinainte de asta, în care e el așa săracul. Hai că și aici bine, este... Bine, bine. Nici aici nu pare foarte încântat. Nici aici nu-l văd pe Mircea, mă rog. Câte poze aveți? 1 milion? Să nu găsiți în 7 poze una în care Mircea se strâmbă? Da, nu se strâmbă, e fața bărbatului. Asta spune, chiar păi, dacă da, el te-a convins. Numai că s-a dus dracu. E o reprezentare foarte fidelă. Nu mă obișnuiesc de 23 de sezoane. Că dacă pierzi momentul. Asta. Nu? Adică, da. Bine, știm că poza este un instantaneu și că poate în secunda următoare nu mai exprima acele sentimente, dar aici pare că toată durerea omenirii s-a strâns. Le exprima și în secunda următoare, nu, stai liniștit. Da. Ce oraș vă place voi așa? Sau mă rog, loc pot să spun despre mine, așa dacă ar fi să fac un top 5. Da. Mi-a plăcut foarte mult Barcelona. Da. Mi-a plăcut foarte mult Istanbul, mi-a plăcut Atena, mi-a plăcut Budapesta. Ce mi-a mai plăcut? Amsterdam, n-ați fost? Sevilla, Amsterdam, da. Amsterdam mi-a plăcut. Zicem și pe... Sevilla, iarăși mi-a plăcut. Și eu, da. Și din topul lui, și lui cred că Vegas și New York, mă gândesc eu așa. Da, îi place, da, cred că da, Vegas. Din ce am mai vorbit eu cu el, da, Vegas. Da, și îi place mult și Budapesta, să știi. Da? Da. Știu că m-a trimis la... Unde te-a trimis? La restaurantul ăla? Mergeam noi împreună și după aia și separat, m-a trimis la... Cum se numea, doamne? Sir Lancelot. Lancelot, da. Sir Lancelot. Da, da, da. Budapesta? Doamne, feriți-vă de măgăruși. Deci nu vrei să știi cum îți aduce mâncare la Sir Lancelot în Budapesta. Da, este cu specific medieval și totul e, Că nu neapărat show în sine. Cât? Deci tu comanzi să mănânci ca un om normal, indiferent că ești gras, slab, cum dracu ești. Da, e pentru ceva, practic porțiile sunt pentru o știre. Da, o risipă de mâncare ce n-am văzut în viața mea nicăieri pe planetă. Să-ți aducă chile, bă, kilograme de mâncare. Da, iar dacă ești vegetarian, n-are nu ai ce să cauți. Să te duci acolo, da. Da, știu. De atunci mi-a rămas în minte restaurantul. Am mai călcat pragul de vreo 2-3 ori, dar nu. Am crezut că și-au revenit și ei, că au venit la... Am avut și noi la un moment dat Excalibur. Era în, pe acolo, pe la Bogălnicianu. Și în Vegas e Excalibur, ceva frumos. Deci ăsta ar fi topul tău. Da. Barcelona, Milano încă nu stă... Nu, Roma, dar, nu? Dar e reabilitat în ochii mei. Roma, nu? Și Roma, dar n-aș pune-o în top 5. Parisul, nu? Nu. Cum să spun, ca să mă înțelegi? Nu. Cum si cum să... Băi, e un top personal și cu personalitate, știi? Da, fără Roma, fără Paris, fără cu Istanbul și cu Budapesta, dacă întreb mulți oameni, nu cred că, dintre cei care călătoresc, nu cred că le așează chiar pe primele 5 locuri și Istanbulul și... Deși ele sunt orașe foarte, foarte ok. Bine, bun, Istanbul poți să treci și New York în top 5 poți să trec și New York-ul? Hai, trece. Am fost doar 3 zile și n-am apucat să mă bucur și să văd totul la dimensiunea... Da,
E adevărat, acolo la care ar trebui cam să... 3 ani, așa, da. să te obișnuiești cu el. De la început de an, tu în fiecare an ai surprize pentru fanii tăi, pentru cei care îți urmăresc dietele, le pregătești ceva anul ăsta, nu știu, altceva? Da, eu sper să ceva am... alternativ, habar n-am. Sper să reușesc să fiu gata la timp cu toate planurile și să lansez și anul acesta niște programe care să vină în ajutorul celor care au nevoie. Asta e o perioadă foarte bună, da, uitați-vă, pentru a începe o dietă, pentru că majoritatea oamenilor... Corect. Vin din concediu, vin după porceală. Oricum, da, n-ai chef, oricum ai depresia aia post-concediu, te mai urci pe cântar sau îți pui, da, o pereche, da, de bluși și vezi că te strâng sau te strânge cureaua, pentru că cei mai mulți români se îngrașă în perioada asta, în medie cam 3 kg. E cumva firesc, da. Cumva. Eu am soluția pentru această situație, pentru câștigurile astea. O remediere rapidă? Nu, eu nu cred în soluții rapide, cred, okay, în soluții rezonabile, cum nu pot să... îngrași porcul în ajun, nu poți să-l slăbești. Deși îl cam îngrași în astea două săptămâni. Că, câștigul ăsta pe care îl vezi tu, de câștigul ăsta ponderal pe care îl vezi tu pe cântar, nu este exclusiv de grăsime, e și o acumulare de o retenție de lichide. Da, și în principiu nu rămâne neapărat chiar tot. Da. Nu rămâne chiar tot, dar există și grăsime și e bine să nu amâni. Cu cât amâni și zici, lasă că e frig, ce mai prin februarie. Începută o dietă? Da, trebuie începută o dietă. Clasică. Standard, nu, exact, nu cu fometare, cu mese, da, foarte bine calculate și cu foarte multă disciplină. Asta le ofer eu oamenilor, nu le ofer soluții fanteziste. Pe carmen-brumă.ro, www.carmen-brumă.ro, au mai multe variante, au cu sport inclus, fără sport, cu 3 mese și o gustare, cu 3 mese și 2 gustări, pentru toate gusturile și genurile, posibilitățile. Da. Și pentru toate buzunarele, cu siguranță. Bă, și dacă reușim, deci carmen-brumă.ro, uite, ne luăm și noi un pariu, dacă reușim la finalul anului să întrecem dieta indiană, aia de căutată pe Google de 1 miliard și ceva numai ai lor, plus... Exact, asta mai să fie, să ne pute rezoluția pe anul asta, ăsta. Exact, să întrecem dieta indiană, să ajungă carmen-brumă.ro pe locul 2 în topul căutărilor, înseamnă că am făcut un lucru bun. Păi baftă atunci. Și mulțumesc, ne mai vedem mult pe parcursul anului, așa, mai vorbim de diete, de vacanțe, de următoarea vacanță? Următoarea de vacanță Paște, la vară, cred. Corect. Că și Mircea va avea vacanță tot atunci când vom, da, avea. Da, probabil la începutul lui septembrie, cam asta e. Ori la sfârșitul lui august, ori începutul lui septembrie. Păi el nu începe la septembrie? N-are emisiune la începutul septembrie? Nu, anul ăsta am avut la sfârșitul lui august, un pic din septembrie. Ai văzut? Poate prindeți US Open și vezi și New York-ul mai n-ar fi rău, mai pe îndrete. Bine.